Hello, sănătate! Bine v-am regăsit la Trește Sănătos! Astăzi o să avem un invitat special, un subiect special, abordarea metabolică a bolilor cardiovasculare și alături de noi, abia sosit din Germania, este domnul profesor dr. John Ionescu. Mă bucur să vă revăd, domnule profesor! Mulțumesc de invitație! Mă bucur să revăd colegii de la Zenit și pe dumneavoastră. Și abia așteptăm să aflăm lucruri interesante, pentru că știu că veniți cu lucruri importante. Întâi de toate vreau să-l cunoaștem mai bine pe domnul profesor. Vă reamintesc, domnul profesor dr. John Ionescu este fondatorul și directorul științific al Clinicii Speciale de Boli Alergice, Dermatologice și de Mediu din Neukirchen, Bavaria, cu activități didactice anterioare la Keptel University din Washington DC, la Donau University Krems în Austria și la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Și să spunem, domnule profesor, că sunteți coordonator actual al seminariilor de medicină integrativă sub egida UMF Carol Davila și al Colegiului Medicilor din România. Iată o carte de vizită extrem de impresionantă. Știu că aveți foarte multe cazuri rezolvate și sunteți renumit în întreaga lume, iar eu sunt mândră să vă am din nou astăzi invitat în studioul nostru aici la Hello Sănătate. Încercăm să aflăm ce noutăți doriți să ne prezentați dumneavoastră astăzi în abordarea aceasta integrativă a bolilor cardiovasculare, pentru că aici este noutatea, care rămân, aceste boli cardiovasculare, din nefericire, rămân principala cauză a mortalității la nivel mondial. Și atunci v-aș întreba, domnule profesor, ce arată statisticile actuale și nu doar statisticile actuale, cumva cu proiecție în următorii 10 ani, privind morbiditatea din cauza bolilor cardiovasculare, pentru că aici avem o mare problemă. Vă dau dreptate, din punct de vedere statistic, bolile cardiovasculare reprezintă în continuare cauza numărul 1 a morbidității în întreaga lume. Deci, circa 50% din toate decesele registrate în lume sunt într-o legătură bine definită cu bolile cardiovasculare. Din păcate, și aici avem o primă schemă care editată de Organizația Mondială a Sănătății, care ne arată tocmai această împărțire și rolul nefast pe care îl joacă aceste maladii în morbiditatea întreaga planetă. Mai trist este însă faptul că dacă analizăm evoluția acestor boli pe plan mondial, cea mai puternică statistică și de prezentare a acestor boli, de referință pentru aceste boli, o găsim pe continentul euroasiatic, așa cum vedem și în imaginea care am adus-o cu mine, și în zonele centrale din Africa. În zonele europene, statisticile s-au mai îmbunătățit și în America, s-au mai îmbunătățit în ultimii ani, însă pe glob aceste maladii rămân cauza principală a decesului, foarte bine documentată statistic. Mai trist este însă că statisticile actuale ale Organizației Mondiale a Sănătății, okay, ne arată, în ciuda progreselor medicinii contemporane, indică o creștere a acestor maladii în următorii 10 ani. Și acest grafic ne arată că tocmai maladiile cardiovasculare, cu roșu sus arătate în acest grafic, nu scad, dimpotrivă, cresc cam cu 25%, înregistrăm o creștere de circa 25% a morbidității prin aceste boli. Ceea ce nu este bine deloc. Nu este bine deloc și ne punem întrebarea cum este posibil o astfel de evoluție în contextul progreselor medical, și al cercetării medicale și a sumelor imense investite în cercetarea medicală privind bolile cardiovasculare. Deci este, ca să spunem așa, suntem într-o dilemă. Okay. De unde provine această creștere continuă a bolilor cardiovasculare? Păi și cred că ar fi bine să ne enumerați, domnule profesor, principalii factori de risc pentru aceste boli enorm răspândite, iată, la nivel mondial. Cum se ajunge la apariția aterosclerozei? Nu numai aterosclerozei, dar și a insuficiențelor cardiace și, în final, la cele mai neplăcute evenimente de genul infarctului miocardic sau de accidentului cerebral vascular cerebral, care sunt, bineînțeles, fac parte din contextul general al bolilor cardiovasculare. Drept cauză generală,
nu aș putea, aș putea menționa, în primul rând, schimbarea lifestyle-ului, modului de viață al populației din ultimii 50-60 de ani. Și acum să vedem și cât sensul, ține de noi, ce putem face, exact, exact, pentru că știm anumite lucruri, dar nu prea le putem schimba. Așa este, așa este. Ceea ce se remarcă, în primul rând, este o creștere dramatică a fenomenului de hipertensiune arterială, care este, bineînțeles, unul din factorii principali ce conduc la maladiile cardiovasculare, din cadrul maladiilor cardiovasculare și drept cauză finală, dacă doriți, a morbidității. Această creștere a tensiunii arteriale o vom lămuri pe parcurs, care sunt mecanismele care conduc la această creștere, care conduc la, să spunem așa, îngroșarea sau astuparea vaselor coronariene și, în general, a dereglării circulației în corp. Dar, pe lângă hipertensiunea arterială pe care o cunoaștem drept cauză principală pentru această statistică nefastă, această hipertensiune se asociază cu nivele crescute ale lipidelor circulante, ale lipidelor sanguine. Există, cum știm cu toții, o teorie a rolului colesterolului jucat în etiopatogenia bolilor cardiovasculare, dar care este în ultimii ani pusă sub semnul întrebării, după cum vom vedea și în cursul acestei discuții. În plus, ceea ce s-a schimbat radical în ultimii 50 de ani și contribuie la această predispoziție pentru boli cardiovasculare este inactivitatea fizică. Sedentarismul, da? Sedentarismul, exact. Sedentarismul, iar pandemia a accentuat aceste lucruri. Absolut. Am lucrat de acasă în fața laptopului, copiii absolut au avut școală online, absolut, grădiniță făcută online. Da, dar dacă comparăm, de exemplu, țăranul român de acum 80 de ani, care încă era foarte activ, lucra de dimineața până seara, pe o gor, în jurul casei și așa mai departe, ca și soția sa, acest fel de viață, care era caracteristic populației din România, dăm un simplu exemplu, a dispărut, pur și simplu. În locul activității fizice aproape continue din timpul zilei, stăm cu toți, așa cum ați menționat, între patru pereți, în fața computerului, ne informăm în fiecare secundă, primim informații din toate direcțiile, prin laptop sau prin telefonul mobil, și această activitate care este obligatorie pentru o sănătate pe termen lung a dispărut. A cam dispărut, ok? Și este extraordinar de greu de făcut, constatăm asta și la pacienții noștri din Germania, este extraordinar de greu să convingi pacientul să facă un lifestyle change, să schimbe obiceiurile și să revină la o viață mai activă. Este extraordinar de greu. Pur și simplu ești obligat prin jobul pe care îl ai să stai între patru pereți, să stai în fața computerului și ca atare încetinești circulația sanguină pe termen lung, ok? Povestea asta asociată cu o nutriție necorespunzătoare crește coagulabilitatea sângelui și procesul de coagulare diseminată, fină în fazele inițiale, dramatică în fazele finale ale bolilor cardiovasculare și ca atare acești factori care conduc la astuparea vaselor de sânge, la închiderea, astuparea vaselor de sânge, favorizează dramatic în ultimii 50 de ani, ca să spun așa, apariția acestor boli. Bineînțeles că mai avem și alți factori asociați, cum ar fi consumul de tutun, deci fumatul, bine cunoscut factor de risc, o grăsime bogată în zaharuri, grăsimi saturate, sare, etc., care și ea contribuie la așa ceva și mai sunt și o serie de factori psihosociali, în special la persoanele în vârstă care au ieșit din viața activă profesională, izolarea, să spunem așa, de familie, de prieteni, parcurgerea unui important număr de ani într-un azil de bătrâni, ok, favorizează, din păcate, prin această izolare psihosocială și bolile cardiovasculare. Mai avem, bineînțeles, pentru problemele legate de ateroscleroză, care ați menționat-o inițial, sunt desigur și factorii legați de vârstă. Cu cât avansăm în vârstă, cu atât riscul pentru ateroscleroză este mai crescut. Avem și câțiva,
să spunem așa, factori genetici, markeri genetici de genul apolipoproteinei E, de genul homocisteine și așa mai departe, care sunt transmisibili. Deci avem și o anumită predispoziție genetică. Predispoziție genetică, transmisibilă în familial, de la părinți la copii, și care la pacienții noștri îi putem identifica foarte bine, foarte precis, prin teste de expresie genetică pentru genele involvate de genul genelor care controlează producția homocisteinei și de genul apolipoproteinei E, okay, și care le putem evalua din timp. Metiltetrahidrofolat reductază este o genă extrem de importantă care se asociază frecvent cu bolile cardiovasculare prin pierderea controlului asupra sintezei homocisteinei, cum spuneam, un alt factor decisiv și foarte important în etiopatogenia acestei boli. Mai există originea etnică, persoanele de ascendență africană sau asiatică, cum am văzut din tabelul inițial, au un risc mai mare pentru bolile cardiovasculare. Da? Dar asta ar fi, ca să spunem, factorii generali de risc. Da. Bun, spuneați că sunt investiții imense făcute în terapiile moderne și cu toate acestea, statisticile Organizației Mondiale a Sănătății arată această creștere continuă a morbidității pentru următorii 10 ani, ceea ce nu este bine deloc. Am încercat un pic să explicăm acest paradox. Mă gândeam acum că ar fi important să ne spuneți ce alternative terapeutice avem, pentru că, nu știu, pot schimba până la un anumit punct stilul de viață modern pe care îl avem. Ce alternative terapeutice ne stau la dispoziție? Cum să ne ajutăm organismul? Întrebare foarte bună, mulțumesc de întrebare, pentru că, de fapt, întrebarea dumneavoastră se referă la cauzalitatea procesului de ateroscleroză, okay, de astuparea a vaselor care irigă mușchiul cardiac, okay, dar și, în general, legată de procesele de trombozare și de coagulare intravazală diseminată de care vorbeam și care le întâlnim în toate cazurile de boli cardiovasculare avansate. Dacă ne referim la ceea ce ați amintit la început, procesul de ateroscleroză, și aș dori să sugerez, să prezint telespectatorilor cum arată, cum arată un astfel de proces de ateroscleroză, în care așa numita structură ateromatoasă, pe care o vedem la baza acestui vas de sânge secționat, okay, crește pe măsură ce avansăm în vârstă. Și această creștere a ateromului este legată de un proces foarte interesant de oxidare a lipoproteinelor circulante, a low density lipoproteins, LDL-ului circulant. Acel colesterol nefast, rău. Se spune, da. Colesterolul nefast, LDL, low density lipoproteins, okay? Și care a fost foarte frumos lămurită, acest proces de oxidare. Cum vedem și din această schiță care am adus-o cu mine, publicată într-un peer journal de mare circulație internațională, în care observăm cum LDL-ul din spațiul din exteriorul vaselor sangvine, odată intrat în interiorul vasului sangvin, intrat în circulație, suferă un proces de oxidare. Acest proces de oxidare, care îl transformă în acest LDL oxidat tipic bolii ateromatoase, are loc în prezența așa numiților radicali liberi, cu care ne vom întâlni încă de câteva ori pe parcursul acestei discuții. Acești radicali liberi oxidează LDL-ul, ok? Aș dori să revenim puțin la imaginea anterioară. Oxidează LDL-ul, mulțumesc, și conduc, se ajunge la acumularea acestui LDL în celule circulante, în monocite circulante, care preiau acest LDL oxidat și se transformă în aceste monocite și macrofage care preiau LDL-ul oxidat, se transformă în așa numite foaming cells. Foaming cells înseamnă, adică, celule încărcate cu grăsimi oxidate. Tocmai aceste celule încărcate cu grăsime oxidate formează structura centrală a ateromului, da? Care
crește, până se poate ajunge la o ruptură a endoteliului vascular cu fenomenul de infarct miocardic sau cerebral. Sau accident vascular cerebral, care conduce la exitus în atâtea și atâtea din cazuri. Continuând cu rolul acestor radicali liberi, care sunt un factor extraordinar de important în inițierea oxidării LDL-ului, ne putem pune întrebarea, bun, s-a ajuns să se recunoască rolul acestor radicali liberi, care sunt în exces pe măsură ce apar în exces pe măsură ce avansăm în vârstă, dar ne punem întrebarea de unde vin acest radical liber dacă dorim să facem la un moment dat o terapie cauzală. Exact, și ce putem face să-i contracarăm. Exact. Și iată acest slide pe care l-am adus cu mine din Germania, ne arată care sunt factorii principali, care sunt cei 5 factori principali care conduc la un exces radical liber, notați cu ROS, Reactive Oxygen Species. Vedeți sus acea ROS ca într-o steluță galbenă. Acești ROS, acești radicali ai oxigenului, de genul radicalului superoxid, de genul radicalului oxigen singlet, de genul apei oxigenate. Apa oxigenată nu e un radical, dar este extrem de oxidativă și participă la aceste procese. Deci acești radicali liberi sunt formați la contactul dintre corpul nostru și anumiți factori exteriori, cum ar fi infecțiile. Iată în partea dreaptă a tabelului infecțiile care conduc prin respiratory burst-ul care îl induc, adică producerea de radicali liberi în celulele macrofage sau polimorfonucleare. Acești radicali liberi în prezența bacteriilor, ciupercilor ingerate în macrofage produc o explozie de radicali liberi care contribuie la pool-ul general de radicali liberi. Deci dacă avem infecții cronice, suntem încet, încet expuși la o boală cardiovasculară în timp, dacă nu putem elimina aceste infecții cronice. Mai sus. De aceea este bine să tratăm la timp. Exact, să identificăm, exact cum spune, să identificăm și să tratăm la timp astfel de factor colateral care conduc în final la explozia cardiovasculară. Toxinele lipofilice, care le vedem în dreapta sus, sunt tocmai pesticidele cu care ne confruntăm și care nu le mai putem evita. Până acum 30 de ani erau DDT-ul pe ogoarele din România. La ora actuală, în toată Europa, avem glifozatul, care nu mai poate fi evitat. Se încearcă, câteva țări au reușit să oprească folosirea glifozatului. Okay? Nu știu care este situația în România, ce hotărâri s-au luat la nivel guvernamental, dar în Europa sunt deja câteva țări care elimină acest pesticid nefast, care produce și el, la rândul său, cum făcea înainte DDT-ul, radical liber în corp. Până lângă acestea avem toate vopselele de lemn, avem toți impregnatorii de mochete, covoare și așa mai departe, sau ftalații din sticlele de plastic din care bem în fiecare zi, sau din cosmeticele care le folosim în fiecare zi. Toate aceste structuri toxice, liposolubile, produc radical liber în corp, care ne afectează în mod negativ. În mod negativ, cronic, deci pe timp îndelungat. Mai departe, vedem în stânga sus metalele și în mijloc radiațiile, câmpurile electromagnetice. Toți pacienții care ne vin în clinică și chiar și cei care ne vin și în ambulanță cu boli cardiovasculare pentru un tratament, să le spunem, cauzal, toți acești pacienți arată o încărcare crasă cu toxine lipofilice, deci cu organul toxine de genul pesticidelor, vopselelor, ftalaților, etc., dar și cu metale, cum vedem în partea din stânga sus a acestui tablou, care metale joacă un rol extraordinar în procesul de producere non-enzimatică, deci fără participare enzimatică a radicalilor liberi. Nu se analizează aceste aspecte când se vorbește de o patologie cronică, din păcate. Cauzalitatea nu interesează la ora actuală, interesează tratamentul simptomului, din păcate, pe simptome. Da. Deci, iată de ce nu avem rezultat pe termen lung și nu putem opri evoluția de care vorbim. Tratăm simptomele în loc să tratăm cauzele. Nu eliminăm cauza. Da. În momentul în care pacienții respectivi sunt încărcați cu metale, cum constatăm la acești pacienți, fără discuție la testele de sensibilitate imunologică de tip 4, LTT test, Lymphocyte Transformation test, ne arată foarte clar sensibilizarea la metale. Sau cum observăm concret prin eliminarea metalelor în urină în urma unei mobilizări cu substanțe chelatoare pentru metale.
Vedem ce iese din corpul pacientului, care să elimine metalele din țesut și care sunt terapii excepționale pentru astfel de situații. A, deci, iată, măcar aici putem acționa. Sigur facem astfel de terapii și eliminăm, să eliminăm metalele. Și pentru substanțele liposolubile sunt terapii moderne foarte eficiente. Dar vreau să spun că persoanele încărcate cu metale, și în special când aceste metale se depun în creier, în rinichi, în discurile intervertebrale și mai departe, aceste persoane devin ca o antenă pentru câmpurile electromagnetice. Și ca atare mulți adică dintre ei... Adică atrag și mai mult... Devin ca o antenă, intră în rezonanță cu un câmp electromagnetic și în momentul când au intrat într-un câmp electromagnetic, de la un computer cu care lucrează toată ziua, cu turnul de computer sub masă, de la discuțiile la telefon prelungite, nu? Și de la antenele de tip 4G sau 5G care ne vin acum, care vor veni peste noi, se ajunge prin aceste câmpuri electromagnetice la o ionizare puternică a metalelor care le ai în corp cu producere de radicali liberi. Deci iată, cu îmbătrânirea organismului. Precoce, îngrătenire precoce, bravo, ăsta este primul efect, dar și cu distrugeri la nivel cerebral sau cardiovascular, care nu mai pot fi compensate de corp datorită acestei expuneri continue la structurile, situațiile nocive, factorii nocivi din jur. În fine, ultimul factor evident care este în special la persoanele mai în vârstă care sunt supraponderale, nu? Deci excesul de lipide supraponderale. Nu spune doar persoanele în vârstă, din nefericire copiii, domnule profesor, nu știu, au probleme cu greutatea, cât mai mulți copii cu kilograme da. În plus. Da. Aici tocmai hrana joacă un rol extraordinar și lipsa de activitate fizică. Da. În cadrul hranei, cum a spus la copii, confirmă această observație, fără discuție. Tentați de fast food, junk food, tot felul de surprize, reclame. Această hrană nediversificată, bazată în primul rând pe excese de carbohidrați, pe făinoase, de toate felurile, produse de panificație, dulciuri, etc., și fructe dulci, inclusiv, de la toate ciocolățile până la sucuri, băuturi dulci, etc., tot acest exces de zaharuri se transformă în trigliceride și aceste trigliceride se depun în periferie, okay, dar, bineînțeles, că și lipidele circulante cresc, valorile pot crește de la an la an. Și acest fenomen de obezitate și însoțită de așa numitul sindrom metabolic, pe care îl observăm, așa cum am spus, și la tineri, nu numai la persoanele în vârstă. Colesterol, trigliceride exact, crescute, kilograme da, în plus, glicemie exact, crescută. Glicemie crescută, șocurile de insulină, spike-urile de insulină cu efectele negative respective, descărcările de cortizol. Toate aceste efecte formează o bază excepțională pentru aceste boli cardiovasculare. Da, din păcate. Da. Bun. Mă gândeam acum, domnule profesor, să ne spuneți cumva concret care sunt compușii biologici cu care operează cardiologia metabolică în locul terapiilor pe care le știm clasice. Da. Am avut șansa să participăm încă la începutul acestui mileniu, deci în anii 2005-2010, la diverse sesiuni ca speaker la Societatea Americană de Anti-Aging Medicine, în care se discutau foarte bine documentat și cauzalitatea în bolile care conduc la un deces prematur. În primul rând, cum spuneam, infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral, ok? Ce stă în spatele acestor evenimente. Da, pentru că sunt persoane tinere, 30 exact. Și un pic, 40 exact. De ani, să ți se întâmple exact. Așa o nenorocire. Și, cum spun, am avut șansa să cunosc personal pionieri în domeniul cardiologiei metabolice, care, din observațiile făcute în institutele unde lucrau de ani și ani de zile și în practica de zi cu zi, au constatat că este mult mai eficient să tratezi cauzalitatea care conduce la o boală cardiovasculară decât simptomele. Exact. Era tot ce ne doream. Exact. Și este în continuare. Din păcate, aceste aspecte de cardiologie metabolică, iată, acesta este colegul de care vă spuneam, domnul profesor Sinatra din Florida, care a prezentat această lucrare foarte de mare valoare, pot să spun, că în 2008 la
la Congresul Mondial de Anti-Aging din Orlando, unde am participat și eu cu lucrări privind reducerea îmbătrânirii pielii. Deci, acolo l-am întâlnit pe domnul profesor Sinatra, care a prezentat foarte convingător posibilitățile care le avem la ora actuală de a preîntâmpina o patologie cardiovasculară, okay, cu substanțe naturale, cu produși naturali, foarte importanți și foarte valabili, valoroși în metabolismul cardiac. Ceea ce mi se pare extraordinar, mai ales că vorbim desigur de produși natural, deci fără efecte secundare. Fără efecte secundare, desigur. De doar sigur beneficii. Și profesorul Sinatra, în loc să prezinte ca alți colegi în alte congrese noile preparate privind, hai să spunem, din categoria beta-blockerilor sau din categoria angiotensin converting inhibitorilor, deci medicamentele da clasice și așa mai departe, a prezentat substanțe naturale cu rol dovedit, repet, în lucrări științifice foarte serioase, dovedit în patologia cardiovasculară. Foarte interesant. În același timp a documentat care sunt evenimentele esențiale, de fapt, care conduc la o patologie cardiovasculară. Am încercat să sumarizez, să sintetizez aceste da puncte în slide-ul următor, care ne arată tocmai țintele cardiologiei metabolice, okay, și care vizează, cum putem vedea și în acest slide, în primul rând, bioenergetica celulelor cardiace, miocitelor cardiace, da? Mai departe, bioenergetica este, pentru cine a studiat cât de cât fiziologia umană, toată lumea, cei care au făcut acest lucru, știu că bioenergetica este legată de o funcție mitocondrială, pentru că cantitatea majoră de adenozin trifosfat, principalul nostru suport energetic, se formează în mitocondrii, în așa numită din complexarea, continuarea ciclului Krebs cu lanțul mitocondrial respirator. Deci acest ATP de care avem nevoie fiecare secundă pentru a ne întreține viața are loc în mitocondriile, se formează în mitocondriile din toate celulele corpului și ca atare mitocondriile cardiace sunt o țintă deosebit de interesantă pentru cardiologia metabolică. În continuare, cum am discutat și puțin înainte, este să discută statusul proinflamator pe care îl avem în arterele pacientului respectiv, datorită oxidării lipidelor, cum am vorbit, okay, și formării ateromului prin oxidarea prin radicali liberi. Nu există proces de inflamație fără radicali liberi. Deci, ca să putem vorbi de o inflamație la orice nivel în corp, trebuie să căutăm producția de radical liber la acel nivel, da? Cum am arătat puțin mai înainte. Deci, producerea radicalilor liberi ca sursa inflamației este extrem de importantă și am arătat cauzele principale. Iată, reamintesc încă o dată aici importanța încărcării cu metale și poluanți organici de toate fel. În continuare, disrupțiile hormonale pe care le întâlnim la acești pacienți, sindromul metabolic de care am vorbit puțin înainte, extrem de important rolul insulinei la acești pacienți în cadrul sindromului metabolic, descărcările de cortizol care și ele la rândul lor blochează enzimele care convertesc, care conduc la lipoliză, da? Deci colesterolul, descărcările de colesterol favorizează lipogeneza, întrucât activează o enzimă specifică de formarea trigliceridelor. Deși aici stresul social, stresul zilnic cu descărcări și din păcate de stres mai greu să ne ferim. Exact, cu descărcări de cortizol conduce la se integrează în această patologie cardiovasculară. Mai departe, lipsa nutrienților importanți pentru o sănătate cardiovasculară, excesul de grăsim, cum am spus, și excesul, dar în primul rând excesul de carbohidrați este letal, aș putea spune, pe termen lung, letal. Dimpotrivă, avem nevoie aici de acești grași nesaturați și, în primul rând, de omega-3, cum vom vedea și din... Deci acele grăsimi sănătoase. Sănătoase, da, cu efect antiinflamator dovedit. Exact potriva, ce ne trebuie să scădem inflamația. Exact ce ne trebuie. Ne trebuie acești grași de tip omega-3, nu de tip omega-6, cum gătește românul încă de zeci de nu știu câți ani, cu
ulei de floarea soarelui, cu ulei de soia sau cu ulei de porumb, care toți sunt foarte bogați în omega-6 proinflamator. Nu avem nevoie de așa ceva. Avem nevoie de lipide valoroase, de genul uleiului de, uleiului de in, care conține acești omega-3, uleiului de măsline este omega-9, uleiului și altul din plante, din plante sud-americane. Dar cu aceste uleiuri putem găti sau doar în salate? Se poate și găti, însă de gătit sugerăm în primul rând uleiul palmier. De palmier, uleiul da. De palmier care este mult mai rezistent, mai de, da, rezistent la oxidare, da? Da? Este uh-huh. rezistent la oxidare, dar pentru salate, în orice caz, uleiul de in l-aș recomanda în locul uleiului de floarea soarelui sau de soia sau nu știu ce. Bun, asta ca mică ca un mic excurs. La fel de important observăm în patologia acestor boli rolul microbiomului intestinal. Exact, atâta ai microflora în echilibru. De fapt, este prima barieră în apărarea organismului. Exact. Și acest microbiom nu este investigat cum ar trebui de colegi, ok, întrucât nu s-a dat până acum nicio atenție. În cărțile, la cursurile de medicină, studenții nu au învățat până acum câțiva ani nimic despre despre rolul acestui microbiom extraordinar de important pentru sănătatea noastră. Dacă ne gândim că un microbiom deranjat prin antibiotice, să spunem, sau încă de la naștere, deranjat, exact. Prin preluarea pe buzele bebeului, a florii vaginale a mamei, care joacă un rol extraordinar în antrenamentul sistemului imun prin instalarea acestei flori sănătoase, dacă mama are floră vaginală. Și naștere pe cale naturală. Și naștere pe cale naturală în loc de cezariană. Aceste lucruri nu se discută în profilaxia acestor, nu vorbesc de bolile cardiovasculare, dar în primul rând profilaxia bolilor alergice și autoimune, care sunt strâns legate de structura microbiomului în primele 6 luni de viață. Da. Deci, astea sunt țintele cardiologiei metabolice și, bineînțeles, între timp se cunosc și factorii terapeutici, care să spunem așa, interesanți pentru această cardiologie și metabolică. Și vom vorbi despre acești compuși biologici, domnul profesor, ce ne-ar ajuta? Pentru noi sunt foarte interesanți pentru că, după cum știți, împreună cu firma Zenit din România am dezvoltat chiar un produs bazat pe acești factori naturali, pe acești factori biologici, fără efecte secundare, care sunt deosebit de favorabili pentru, în cadrul cardiologiei metabolice, deci pentru preîntâmpinarea unei insuficiențe cardiace, pentru tratamentul unei insuficiențe cardiace, pentru mitigarea efectelor după un infarct miocardic, pentru regenerarea țesutului cardiac după un infarct miocardic sau după un accident cerebral. Și aici avem o serie de substanțe deosebit de valoroase. Iată, unul dintre cele mai importante este o substanță de natură cu rol energetic, coenzima Q10. Coenzima Q10. Da. Coenzima Q10, mă scuzați, din Germania. Am înțeles, perfect. Coenzima Q10, care joacă un rol extraordinar în transportul electronilor în lanțul respirator mitocondrial, deci joacă un rol foarte important în menținerea unui nivel normal de adenozin trifosfat. Da? Mai departe, pe lângă coenzima Q10, pe lângă enumerarea acestei coenzime Q10, trebuie să spunem că rolul ei a fost documentat și, din nefericire spun asta, în urma efectelor secundare a unor medicații curente în terapia bolilor cardiovasculare, cum ar fi medicațiile care scad lipidele circulante de genul statinelor. S-a constatat că statinele, care au un rol pozitiv într-o primă fază a tratamentului bolilor cardiovasculare și, în primul rând, în reducerea lipidelor circulante, pe termen lung, s-a constatat că aceste statine pot avea și efecte secundare prin consumarea aproape totală a rezervelor de coenzimă Q10 din mitocondriile persoanei respective. Ca atare, în lipsa unei producții de mitocondri, prezenței coenzimei Q10 la nivel mitocondrial,
producția de adenozin trifosfat, de care avem absolut nevoie fiecare secundă, începe să scadă. Okay. În plus, coenzima Q10 în corp scade și ea pe măsură ce avansăm în vârstă. Și atunci, dacă am suplimenta, iată, cu coenzima Q10... Iată, exact. Și de aceea, una din principalele, să spunem, substanțe active din acest selenergie este tocmai coenzima Q10, într-o formă specială care permite să rămână în stare redusă, deci neoxidată, timp îndelungat, în cadrul unui preparat de raft. Și aici arătăm încă o dată rolul statinelor în blocarea unei enzime centrale care convertește acetoacetilcoenzima A în mevalonat, acestei coenzime coenzima A reductaze, HMG coenzima reductaze, care este blocată de statine și ca atare concentrațiile de coenzimă Q10 se reduc de la an la an pe măsură ce continuăm pe termen lung acest tratament cu statine. Efectul care îl observăm este mioliza, topirea fibrelor musculare și scăderea capacității de contracție musculară și de efort muscular, cum ar fi distanța pe care poți să o parcurgi, pe măsură ce se produce acest proces de distrugere a fibrelor musculare. Și atunci și inima automat are de suferit, pentru că și inima este tot un mușchi. Bineînțeles, bineînțeles. Deci, iată, este extrem de important să înlocuim acest deficit de coenzimă Q10 atât în datorat vârstei, cât și datorat unor eventuale terapii cu statine, tratament pentru scăderea lipidelor circulante. Da? Deosebit de importantă refacerea volumului de concentrație de Q10. O altă substanță surprinzător de simplă și de important, dar la fel de importantă, este un zahar, o pentoză, pe nume riboză. Riboza. Riboza o găsi... De ce este atât de importantă? Pentru că riboza este un factor obligatoriu, un factor necesar în sinteza adenozin trifosfatului. Dacă observăm următoarea imagine, iată, vedeți în mijloc pentoza respectivă cu roz desenată, da? Este tocmai riboza care face legătura între adenină și cele trei molecule de fosfat. Da? E, fără această riboză nu se poate forma adenozin trifosfatul, de care avem extraordinar de mare nevoie. Iată, consumăm un gram de ATP aproape în fiecare secundă și 5-6 kg de ATP este turnoverul acestei substanțe în fiecare zi. Incredibil! Incredibil! Foarte da? Mult! Good. Deci dacă ne lipsesc structurile necesare pentru sinteza acestui ATP și s-a constatat că tocmai după un infarct miocardic, de exemplu, când este lipsă crasă în țesutul afectat de șocul miocardic, deci de ischemia cardiacă respectivă, nu mai avem ATP în zona respectivă. Și că acest ATP se reface de 5 până la 10 ori mai repede dacă pacientul primește imediat după infarct perfuzii cu riboză. Foarte interesant. De ce nu este interesant pentru cardiologia modernă? Pentru că riboza este extrem de ieftină și nu poate fi patentată. Și spuneați că este ceva natural, da? Este ceva structură naturală, nu poate fi patentat, nu costă nimic și carataire nu este interesantă, nu sunt interesante astfel de perfuzii pentru firmele farmaceutice. Da. Nu mi-e rușine să spun acest punct, pentru că și toate, e clar că este adevărul cunoscut de toți specialiștii. Bun, haideți să discutăm mai departe. Carnitina, iată, un alt element pe care îl avem și noi în Selenergy. Această substanță, carnitina din carne, deci este un derivat de aminoacid din carne, această carnitină joacă un rol extraordinar în transportul lipidelor în mitocondrii și în transportul și în oxidarea lipidelor în mitocondrii cu formare de corp cetonici și de energie. Vorbim de așa numitul proces de oxidare a lipidelor cu formare de energie și de corp cetonici. Numai carnitina este transportorul care poate să facă așa numitul rol de shuttle, deci de cărăuș prin membranele mitocondriere și să contribuie astfel deci în mod. Deci să asigură transportul. Transportul practic. Și punerea la dispoziție a acestor lipide în procesul de beta-oxidare a lipidelor cu generare de energie. Deci atât un element deosebit care ne ajută să scăpăm de excesul de lipide și să le transformăm în energie.
Adică de ce are organismul nevoie. Exact. Cei care lucrează în sport de performanță sau în bodybuilding iau acest carnitină, bravo, atât, tocmai pentru a-și spori și întări masa musculară și a întări energetica fibrelor musculare. Da. Da. Un alt element extrem de simplu, dar deosebit de valoros pentru, de fapt, două elemente care le avem și în Cell Energy, sunt magneziu și potasiul. Da, magneziu și potasiul în importante. Cardiologia clasică de acum 50 de ani erau foarte bine situate și recomandate ca și vitamina E, okay, pentru compensarea unei insuficiențe cardiace sau pentru tulburările de ritm, de exemplu, pentru liniștirea neurovegetativă și așa mai departe. Okay. Deci aceste lucruri cunoscute acum cu zeci de ani sunt date la o parte de medicamentele moderne, ca să spun așa, care sunt patentabile, sunt scumpe și așa mai departe. Magneziu, poate un doctor mai bătrân îi spune pacientului, mă, uite, valorile tale serice sunt la pământ, sau, nu, pardon, valorile intracelulare, noi măsurăm în Germania, magneziul intraeritrocitar. Adică în celulă. În celulă. Ala ne spune dacă am cât îmi trebuie. Sau, exact. Poți să ai în exterior valori normale, dar în celulă să ai valori scăzute. Și atunci? Și atunci organismul să fie în suferință. Exact. Exact. Și atunci, administrarea de magneziu, cel puțin ce observăm noi la pacienții noștri pe care îi compensăm, atât cei cu boli autoimune, chiar cu pacienții cu neoplazii, au nevoie de magneziu pentru refacere energetică, okay? Și pentru reducerea rezistenței vasculare, pentru diminuarea chiar a agregării plachetare, deci a agregării trombocitelor, care conduce la formarea de trombi care astupă vasele sanguine. Deci acele magneziu, cheaguri care pleacă și pot ajunge... Exact. În plus, magneziul este parte esențială în centrul activ a peste 100 de enzime din corp, deosebit de importante atât în metabolismul proteic cât și în cel energetic. Bun. Mai avem și da. Potasiu, ați mai zis. Potasiu, da. La fel, da. Magneziu și potasiu asigură o funcție inotropă normală a inimii și un ritm cardiac, asigură un ritm cardiac normal și o funcție inotropă și nu au voie să lipsească în terapia unei insuficiențe cardiace cronice, n-au voie să lipsească. Pentru lărgirea vaselor, pentru fenomenul de vazodilatație de care avem nevoie în a preîntâmpina un infarct miocardic sau a mitiga efectele unui infarct miocardic, avem o altă substanță naturală deosebită, subliniată și de profesorul Sinatra, și anume arginina. Arginina este o substanță, este un aminoacid deosebit de interesant, întrucât iată, avem un slide foarte reprezentativ, întrucât acest aminoacid, deosebit de important pentru vazodilatația normală, pentru procesul de vazodilatație, este scindat în prezența unor enzime endoteliale și în afara endoteliului, așa numitele NOS, deci nitric oxide sintaze, care pot fi endoteliale, extraendoteliale și intrinseci, cu producere de citrulină și de nitric oxide. Nitric oxide înseamnă monoxidul de azot. S-a luat premiul Nobel pentru descoperirea rolului acestei substanțe atât de simple. Iată, NO este monoxidul de azot. Azot plus oxigen împreună. Acest monoxid de azot este format și eliberat din celulele endoteliului vascular și conduce la menținerea unui calibru normal al vaselor de sânge. Deci se opune constricției vaselor de sânge, care pentru noi conduce la hipoxie în țesut sau chiar în inimă, în orice țesut sau chiar în inimă, hipoxie cardiacă. Și care e premergătoare oxigenului și premergătoare infarctului, bineînțeles. Deci acest nitric oxide, monoxid de azot, pentru descoperirea acestuia s-a luat premiul Nobel în 1992 și acest monoxid de azot lărgește, contribuie la vazodilatarea în limite normale a tuturor arterelor în corpul nostru. Și da? Păstrarea bănesc a elasticității arterelor. Absolut. Tocmai ca ele să funcționeze. Foarte bună observație, exact. Da? Deci atâta timp cât avem o sursă normală de monoxid de azot la dispoziție și principalul producent este arginina, de care vă spuneam, un aminoacid. Ok? Putem observa că avem un tonus vascular normal și nu avem hipertensiune
arterială. Deci tratamentul cel mai simplu contra hipertensiunii arteriale și contra radicalilor liberi, spre surpriza noastră, iată, avem aici un experiment foarte interesant făcut la noi în clinică, în care la o persoană în vârstă, vedeți sus datele persoanei, pacient 72 de ani, cu hipertensiune arterială, ateroscleroză, vedeți sus acolo, s-au testat la noi în sângele acestei pacienți, deci ex in vivo, avem această posibilitate unică în clinică să testăm un medicament înainte să-l administrăm pacientului. În sângele proaspăt al pacientului putem testa dacă acest element blochează radicalii liberi sau dimpotrivă creează o fântână, o cascadă de radicali liberi. Deci am înțeles bine, recoltați din sângele pacientului, testați terapia pe sângele pacientului, și alegem, fără ca pacientul să înghită ceva și alegeți varianta cea mai bună de tratament. Iată aici, dacă observați prima curbă cu albastră, care merge sus de tot, arată numărul, arată producția de radicali liberi la această doamnă în vârstă, 72 de ani. Radicalii liberi ajung la un nivel imens, aproape 1 milion de counts, măsurați prin testul de chemoluminescență ultrasensibilă, care l-am adus din America. Și în acest test de chemoluminescență, vedeți o producție maximă, aproape 1 milion de counts sus, cu care a venit această persoană în clinică. Curba cu albastru. Curba, ce înseamnă cea cu verde? Exact. Proba de sânge s-a împărțit în 4 eșantioane identice. Și în proba de prima a fost proba martor, care vedeți că e foarte crescută. În proba a doua cu verde, cum ați întrebat, am adăugat un chelator de metale. Da? Adică ceva care să elimine metalele din organism. Care să blocheze metalele, să le blocheze și sigur că corpul le elimine. Da. Iar la mijloc cu roșu vedeți tocmai această arginină într-o cantitate minusculă, dar care reduce la jumătate cantitatea de radical liber și nu costă nimic. Mai jos este un produs farmaceutic cunoscut, pentoxifilina, care și el este folosit, cum MOV, cea mai de jos, care și el este foarte activ, dar nu poți să dai pentoxifilina luni întregi sau săptămâni întregi ca să menții un nivel normal de vazodilatare. În plus, din pentoxifilina nu se creează nitric oxide. Okay? Și atunci, în situația noastră, cea mai bună alegere a colegilor a fost arginina. Pacienta respectivă, care era și ieftină, jumătate de leu costă costul pe zi. Iar în următorul slide, observați în partea dreaptă, în partea stângă, efectul argininii asupra radicalilor liberi, înainte și după administrarea unei injecții cu arginină în vivo, unei injecții de 1 gram de arginină intravenos. Da? Și observăm pe de o parte în stânga cum scad radicalii liberi imediat după injecție, okay? În dreapta în sânge, în dreapta în plasmă, aproape în jumătățirea radicalilor liberi, iar în slide-ul din dreapta cu albastru, în partea dreaptă a acestui slide, cu albastru, scăderea presiunii sistolice de la 180 la 150 la 140, extraordinar de rapid, dintr-o adică singură tensiunea, arterială, valoarea mare, așa cum valoarea știm, mare, da? Și a tensiunii diastolice, vedeți, de la 100 la 80 valoarea la 80, mică. Valoarea mică, în interval de minute de la administrarea. Deci de la 18 cu 10 da. S-a ajuns la 150 cu 80. Sau 140 cu 80, uitați-vă. 140 cu 80, da. Da. După 3 ore, deci un efect prelungit, excepțional, care nu costă nimic, de fapt. Da, această, foarte interesant. Dar, și fără efecte secundare. Fără efecte secundare, dar din același motiv nu este patentabilă, nu este promovată, dar o avem în acest preparat. Avem în acest preparat și ne ajută să menținem o tensiune arterială optimă. Constantă, optimă, pe termen lung. Cu un simplu, că fără niciun efect secundar. Și am reținut că ați mai spus și de omega, că o să vorbim. Da. Omega 3, omega 6. Acizii grași și omega 3, pe care îi folosim în toate terapiile antiinflamatoare la noi în clinică, okay? Au un rol clar definit antiinflamator. La Universitatea din München s-au făcut experimente, s-au testat în acum mulți ani, acum 20 de ani, efectul acestor omega-3 intravenos, administrați intravenos, și noi avem posibilitatea aceasta, și s-a constatat reducerea factorilor de inflamație dramatic, dramatic, paralel cu îmbunătățirea circulației și cu dispariția plăcilor de psoriasis, okay, care erau acolo de 20 de ani și care puteau să dispară după această terapie, îi spunem acută, intravenoasă,
care nu se practică mai nicăieri, okay? Dar ca, numai ca să înțelegem ce efect senzațional pot să aibă aceste produse naturale, naturale fără niciun fel efect secundar, dar nu pot fi patentate, nu apar pe masa terapeutului. Asta este dilema și nenorocirea medicinii moderne. Da. Da. Bun. Deci, iată, cu astfel de substanțe foarte bine documentate din punct de vedere științific, la seminarele care le țin la Universitatea din București, cum ați menționat, discutăm ore întregi despre efectul fiecarei aceste substanțe, cu toate studiile universitare și peer journals, publicate în peer journals, okay, pentru a lămuri medicii din sală de valabilitatea acestui concept. Per total, produsul nostru, Selenergy, care îl avem și aici și, care, exact, și pentru care mulțumesc firmei Zenith pentru extraordinara cooperare care mi-a oferit-o în a găsi, în a alege cele ideală. Mai bune formule. Nu, formula am testat-o noi în clinică și am adus-o în combinația ideală, dar în a găsi cele mai valoroase și stabile substanțe de pe piață, asta este un lucru deosebit, pentru că există diverse să spune așa, rețete sau produse cu coenzima Q10, dar numai unul sau două care le avem în acest preparat ne ajută să menținem preparatul în stare redusă pe termen lung și cu efect clinic dovedit. Adică da? Substanțele componente să-și păstreze activitatea. Exact. Pe termen lung. Extraordinar de important și în plus... Pentru că vorbim de substanțe naturale, de compuși naturale. Aici deci, este dacă vedeți, structura acestui preparat, carnozină, coenzimă Q10, mai avem o noutate deosebită, așa numită pirochinolin quinona, este o structură cu efect la nivel mitocondrial, în sensul regenerării mitocondriale. Este o structură deosebit de interesantă. Această combinație este patentată la nivel european. Am primit deja patentul respectiv, întrucât ne ajută nu numai să mitigăm efectul unei cardiopatii cronice, dar să îmbunătățim vizibil, dar cu efect dovedit în alte patogenii legate de producerea de radicali liberi. Deci, patentul care a fost acceptat la nivel european arată tocmai efectul senzațional al acestei combinații în a zdrobi radicalii liberi din circulație pe care orice pacient cu inflamație îi are. Da? Și iată, substanțele respective, acidul fulvic, fosfolipidele, magneziu, potasiu, de care vorbeam înainte pentru compensarea cardiacă și jos, vitamina B12, metilcobalamina și metilfolatul, deci forme speciale, metilate ale acestor structuri, care le-am obținut cu ajutorul celor de la Zenith, ne-au condus la un preparat cu un efect sinergic clar, dovedit, și care îl folosim în bolile cardiovasculare. Iată unde folosim această combinație, în bolile cardiovasculare și în boli neurodegenerative. Care boli neurodegenerative? Alzheimer, Parkinson. Deci aceste boli profită și ele de la energetica acestui preparat și de la toate azilele de bătrâni din Germania sunt pline de pacienți cu Alzheimer. Pline ochi cu pacienți cu Alzheimer. Nu se discută asta în presă, dar noi știm foarte bine care este realitatea. Acești pacienți cu Alzheimer care nu știu ce se întâmplă în jur, nu își mai reamintesc de nimic. Boala uitării. Boala uitării, bineînțeles, se mișcă din ce în ce mai rar. Se învigorează într-un mod vizibil la consumul acestor preparate, ca și pacienții cu boli cardiovasculare cronice, care sunt pe terapiile clasice și care suferă în urma terapiilor clasice, cum am văzut efectele statinelor, aței, hemărilor și așa mai departe, care se adună pe măsură ce avansăm în vârstă. Acești pacienți care am luat în terapie la noi în clinică și în praxele din România, două centre din România, au arătat o îmbunătățire clară a tonusului, nu numai a tonusului energetic, okay, dar și a capacității de concentrare cognitive. Da? Prin această revigorare energetică. În testele care le-am făcut în Germania, cum vedeți, am testat multiple combinații cu substanțele respective pentru a alege cea mai puternică combinație cu efectul cea mai bună. Exact, cu efectul cel mai puternic sinergic, pentru că este suficient să introduci într-o combinație foarte bună de 6 substanțe, o a 7-a care nu se potrivește și îți ruinează tot preparatul.
Dar aceste lucruri nu se testează. Noi le testăm, cum vedeți, în testele de capacitate antioxidativă totală a preparatului A, B, C, D, E, F, cum vedeți în aceasta, și bineînțeles că alegem combinația sinergică cea mai valabilă. Dacă continuăm, iată, testăm nu numai ex in vivo, dar testăm și în sânge, cum vedeți, în incubarea sângelui puternic cu, cu un caracter inflamator foarte dovedit. Vedeți, sunt 1.500.000 din stânga de Counts, deci este un pacient cu o inflamație majoră. La incubarea acestui sânge cu radical liber în exces cu preparatul la concentrație de 1% scad radicalii aproape la nivelul normal, dacă la concentrație de 4% și mai mult. Aproape și mai mult. Că nu, inflamația dispare. Este normal. Nivelul respectiv de radical de la preparatul cu 4% și chiar cu cel de la 1% este nivel normal în sânge. În fine, putem testa asupra plasmei, reducerea radicalilor liberi în plasmă, când adăugăm același complex selenergic, cum vedeți în imagine, imediat, în secunde, observăm blocarea radicalilor liberi și normalizarea curbei și, în fine, în vivo, la pacient care a luat două capsule, cum vedeți sus, una dimineața și una... Pacient de 53 de ani. Da, a luat două capsule deodată, pacient de 53 de ani, același nivel de care l-am testat ulterior ex in vivo. Pacientul, după o oră de la ingerarea celor două capsule, cum vedeți, reduce cu o treime radicalii liberi și după încă trei ore, după încă două ore, la jumătate reduce radicalii din două capsule a 500 de miligrame. Vă dați seama ce efect sinergistic au are această combinație într-un volum de 5 sau 6 litri de sânge. Că se dizolvă în 5-6 litri de sânge. E, totuși, reduce inflamația la jumătate. Efectul după 3 ore. Se vede aproape imediat. Da. Adică într-o oră, în 3 ore, deja se vede acțiune. Dacă e zilnic această poveste, sigur că oferă o protecție mușchiului cardiac, care este permanent sub tensiunea acestor radicali liberi și a hipoxiei locale. Foarte interesant și extrem de important că tot ceea ce spuneți susțineți cu studiile făcute. Nu se poate altfel. Nu poți obține un patent la ora actuală în Europa sau în Germania dacă nu documentezi fiecare propoziție experimentală. Da. Nu poți obține. Este exclus. Și aici avem dovada creșterii activității antioxidative totale. Toată lumea știe că pe măsură ce avansăm în vârstă, poate discutăm asta cu altă ocazie, crește cantitatea de radicali liberi în corp, deci starea de oxidare a corpului. Exces de radicali înseamnă stare prooxidativă. Exact. Iată, acest preparat, în interval de câteva ore, crește capacitatea antioxidativă totală, aproape o dublează. Da? Nu chiar 60% creșterea capacității antioxidative în câteva ore. Sună foarte interesant. Deci, astea sunt efectele măsurabile și care au condus și la acordarea patentului. Bun, deci iată, și avem acest produs minunat, Cell Energy, de care putem beneficia. Aici alt exemplu foarte frumos, pacient cu boală... 47 de ani. Deci iată un pacient care... Da, la mijlocul vieții, ca să spunem așa. Exact. Și care suferă de CFS. CFS înseamnă Chronic Fatigue Syndrome, sindromul oboselii cronice. Avem milioane de astfel de oameni peste tot. Dar persoanele respective nu știu de ce sunt obosite. Sau consideră că lucrează foarte mult și că e normal să fie obosite, că nu se odihnește. Nu, ele știu că nu este normal, pentru că inițial au fost fit. Da? Și de la un moment dat se instalează această oboseală cronică care, ca să ai acest diagnostic, trebuie să fie peste 6 luni de zile oboseală cronică. De aceea te scoli dimineața și ești obosit. Nu mai ești fit ca o persoană normală. E, aceste persoane ies din... Nu se mai pot integra în munca obișnuită, rămân acasă ani de zile, iar pentru casele de asigurări sunt un absolut horror. Pentru că nu mai cheltuieli și pacientul nu mai produce nimic. Rămâne acasă și... Ok. E, pentru acești pacienți care clinica noastră este singura clinică din Germania care tratează astfel de cazuri de chronic fatigue syndrome, acest preparat iarăși este de mare ajutor, întrucât crește respirația mitocondrială. Da? Ne crește producția de ATP, cum arătăm ulterior și în noul preparat care îl avem pentru pacienți cu boală neoplazică. Da. Acest preparat îl avem, încă o dată, repet, pentru pacienții cu insuficiențe cardiace de orice fel, okay? Pentru pacienții după infarct miocardic sau pentru prevenirea infarctului miocardic sau accidentului vascular cerebral. Da. Okay? Bineînțeles că pacientul trebuie să schimbe ceva și în lifestyle.
Ok? Și recomandă viață, stilul de viață. Nu poți continua consumul de făinoase la, în exces. Kilograme care le-ai în plus. Grăsimile saturate sau grăsimile false de tip omega 6 și toate acestea. Trebuie să faci o schimbare, nu? Pentru asta invităm la cursurile noastre de medicină integrativă. Bun. Deci, odată, pacienții cu CVD, cu boli cardiovasculare, profită de acest pacient, pacienții cu oboseală cronică, de care vă spunem, ok, cu două capsule dimineața se simt cu totul altfel dacă le-au luat două capsule și încă una după amiază. Și, dar pentru cei cu cancere, domnule profesor, nu știu, aici boli intră... alergice, știu că sunt o altă categorie. Da. Pentru aceasta am dezvoltat împreună cu firma Zenit o alternativă acestui preparat și care o vedem, iată, de data asta în slide, așa numitul Cell Energy Plus. Acest preparat Cell Energy Plus este la fel de valabil pentru pacienții cu boli de mediu, multiple chemical sensitivity, chronic fatigue syndrome, fibromialgie, cum scrie acolo, dar merge foarte bine și la bolile alergice și la bolile neoplazice, deci la diferite cancere. Forme de cancer, la diferite forme. De ce? Care este deosebirea între acest preparat și cel inițial? Acest preparat, dacă arătăm structura lui într-o formă, iată, într-o formă ingredientele active, ingredientele, da? Deci, practic, ce conține acest produs? Ce conține? Produs? Avem carnitina pentru mobilizarea lipidelor plasmatice și acum avem un preparat, o substanță suplimentară foarte interesantă în reducerea riscului de boală neoplazică sau în tratamentul unei boli neoplazice, acest inositol hexafosfat, okay? Deosebit de interesant în reducerea fenomenului de metastazare, în primul adică rând. Adică de răspândirea cancerului în organism. Da. Coenzima Q10 este la fel de valoroasă și la fel de valoroasă pentru lanțul respirator producător de adenozin trifosfat, dar mai avem o cantitate mare de data asta de silajit, care este un derivat de acid humic, adică conține și acid humic, este un derivat natural din pământul normal, din pământul natural, un extract, și care conține 50% din acest extract, este acidul fulvic. Acest acid fulvic este dovedit ca un este prețuit pentru efectele sale antioxidante, deci de blocarea radicalilor liberi, pentru efectele sale antitumorale, foarte interesant, dar de la o concentrație, de aceea în acest preparat este de 5 ori mai concentrat decât în preparatul inițial, ok? Și ne lipsește, dacă revenim puțin pe formula preparatului, nu mai avem, cum vedeți, nu mai avem vitamina B12 și acidul folic. Este foarte cunoscut că anumite tipuri de cancer pot fi stimulate în creșterea lor prin B12 și prin acid folic. Există chiar terapii antifolați în terapia cancerului, tocmai pentru a bloca efectul procancerigen al acidului folic. Și de aceea, în această variantă de lipsesc. Cell Energy Plus, vitaminele acelea lipsesc. Tocmai pentru a evita orice risc la pacienții cu boală neoplazică, care și ei sunt foarte obosiți, cum știți, după citostatice. Da? Da. După citostatice, când ai intrat în criza aceea de cădere energetică, crasă, că nu te poți ridica din pat, acest preparat... Pacienți care nici nu rezistă la toată cura de chimioterapie. Exact. În momentul când ai terminat măcar un ciclu cu tare, te poți reabilita extraordinar de repede cu acest preparat. Cu acest SLNG plus. Cu plus, da, deci fără B12 și acid folic, care nu merg la boala neoplastică. Foarte interesant, da? Tot ce ați povestit, domnule profesor. Vedeți diferitele măsurători între SLNG cardio, SLNG plus și așa mai departe, în care observăm deosebit activitatea antioxidativă a acestor preparate, fără discuție, și încă o dată acidul fulvic cu efectele pro-imunologice, crește producția de nitric oxide, foarte interesant, reduce infecțiile și scade edemele, cum vedeți, și citochinele inflamatorii are efect definitiv în blocarea radicalilor liberi și din radicalii liberi se produc citochinele inflamatorii, cum l-am văzut într-un slide anterior. Da? Din acest motiv, îl recomandăm și pacienților neoplazici după terapia citostatică sau după radioterapie, când dispare energia și sunt într-o stare de carență energetică crasă, de nu mai pot face nimic. C10
cei care doresc să afle... clinica din Germania. Asta e clinica noastră din Germania. Mulțumim celor interesați de această emisiune, pentru această emisiune. Cei care doresc să ne scrie ne pot accesa pe site-ul acestei clinici noastre, special Clinic Neukirchen, sau pentru dietele personalizate. Există un slide special coordonat de un site special coordonat de colaboratorul meu, doctorul Constantinescu, allergy-diet.com, în care pacienții primesc dieta personalizată, pentru prima dată o dietă personalizată, fără efecte proinflamatorii. Nu rămâne decât să vă mulțumesc, domnule profesor. Iată, s-au spus lucruri extrem de interesante, nu doar că s-au povestit, s-au și susținut științific studii prezentate de domnul profesor John Ionescu. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce ați prezentat și pentru faptul că astăzi ați fost aici împreună cu noi la Hello Sănătate. Vă mulțumesc în numele celor care ne-au urmărit. Cu multă plăcere și vă așteptăm să reveniți cu drag. Dorim sănătate pe toată linia tuturor spectatorilor. Exact. Sănătate multă și dumneavoastră, energie cât cuprinde, ca să puteți realiza tot ce ați povestit aici, să aveți grijă de pacienții care au nevoie de dumneavoastră. Da. Mulțumim frumos. Mulțumesc de invitație. Mulțumesc și eu. Să le mulțumim celor care astăzi ne-au urmărit. Aveți grijă de voi, de sănătatea voastră. Să încercăm să ținem cont de ceea ce ne-a povestit astăzi domnul profesor John Ionescu, astfel încât să avem mai multă grijă de corpul nostru și să ne fie bine. Vă aștept cu drag data viitoare aici la Hello Sănătate. Până atunci, rămâneți sănătoși, voioși. Pe curând!